Banca Națională a României lansează începând de anul acesta o nouă monedă de aur ce marchează 150 de ani de la nașterea fostului prim-ministru al României, Iuliu Maniu. Moneda are diametrul de 35 de milimetri și greutatea de 31,193 de grame. Aversul monedei afișează Palatul Adunării Deputaților din București în perioada interbelică. În plus, cuvântul România este scris în formă de arc de cerc, iar sub text se observă anul 2023 și, bineînțeles, tema țării. La fel ca orice altă monedă, aici se află și valoarea nominală, care este de 500 de lei. Reversul prezintă portretul, numele și semnătura lui Iuliu Maniu, respectiv anii în care el a trăit, 1873-1953. Aceste monede vor veni ambalate în capsule de metacrilat transparent. Ele vor fi însoțite de broșuri de prezentare și de certificate de autenticitate, care sunt redactate în mai multe limbi, română, engleză și franceză. Aceste certificate vor apărea semnăturile guvernatorului BNR și casierului central. Triajul maxim pentru moneda din aur este de 1000 de piese. BNR anunță faptul că prețul de vânzare al monedei din aur este de 14.500 de lei. În preț sunt incluse broșurile, certificatele de autenticitate și TVA-ul. Monedele de aur vor putea circula exclusiv pe teritoriul României. Ele sunt lansate în circuit numismatic, în sucursalele regionale ale Băncii Naționale Române, din București, Cluj, Iași, Constanța, Dol și Timiș. Iuliu Maniu s-a născut în 8 ianuarie 1873 în Șimileu, Silvaniei, județul Sălaj, și a fost unul dintre cei mai prestigioși oameni politici din istoria României. Cariera sa politică a durat 56 de ani. El a luptat pentru drepturile românilor din Transilvania și a fost făuritorul Marii Uniri din 1918. Mai mult, a fondat Partidul Național Țărănesc și a fost prim-ministru de 3 ori. Potrivit Adevărul, el va rămâne în conștiința publică drept liderul permanent al opoziției, relatează click.ro.